an de rândul, Ion Țiriac a fost pe locul întâi în topul celor mai bogați oameni din România. De ceva vreme însă, miliardarul a pierdut acest titlu în favoarea a doi frați, care au creat una dintre cele mai mari companii din România. Este vorba despre frații Pavel, patronii companiei Dedeman. În spatele acestei afaceri de mare succes stau Dragoș și Adrian Pavel, doi matematicieni plecați dintr-o familie modestă din Suceava, care au pornit în 1992 cu un butic în Bacău și care au ajuns să domine piața magazinelor de bricolaj din România. Plecați dintr-un sat din Suceava să studieze matematica la Iași, Dragoș și Adrian au ajuns astăzi să pătrundă în topul celor mai mari companii cu acționariat românesc, având o cifră de afaceri care depășește 500 de milioane de euro. Primii pași i-a făcut Dragoș. Dragoș Pavel, directorul și acționarul principal al companiei, este cel mai mare dintre cei 8 frați ai familiei. După școala generală, a plecat din satul natal și în loc să meargă la liceu în orașul Fălticeni, la numai 15 km distanță, el s-a dus tocmai la Iași. Nici astăzi nu știu ce a fost în capul meu de a-mi plecat atât de departe, mai ales că părinților le-a fost foarte greu să mă întrețină. Dar poate că așa a fost să fie, să-mi iau viața în mâini de la 14 ani, spunea acesta. După liceu, a intrat la Facultatea de Matematică din Iași. În 1991, când a terminat facultatea, tânărul informatician Dragoș Pavel a primit repartiție la o fabrică de confecții din Bacău. Apoi a intrat informatician la întreprinderea magazinelor de stat. Salariul însă era ridicol de mic. Am înființat o firmă și am închiriat un spațiu de 16 metri pătrați, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat niște teșghele din lemn și din sticlă și am început să vindem. Câștigam într-o lună 10 salarii pe care le luam la întreprinderea de stat. Mergeam în București, era un centru comercial numit Masa și căream de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunțișuri. Era o mare penurie de produse și, fiind vorba de niște mărunțișuri care pe atunci erau foarte căutate, încă din prima lună de activitate am fost informatizați. Am cumpărat un calculator și țineam gestiunea pe el. Așa am învățat ce înseamnă să administrezi o afacere și cât de important este fiecare detaliu. Norocul a fost că în 1993, la un an după ce Dragoș Pavel înființase firma, statul a hotărât să dea mai multe spații comerciale în așa numită locație de gestiune. Dragoș rămăsese angajat la întreprinderea magazinelor de stat cu jumătate de normă, iar angajații au avut întâietate. A preluat un magazin de mobilă. Era o criză de mobilă incredibilă. Nu exista competiție și puteam să pun adaos comercial foarte mare. Conform angajamentului, stocul de marfă trebuia plătit până la finalul anului și eu am preluat în martie. Am rotit stocul ăla de foarte multe ori și am făcut un profit imens pentru acele vremuri. Să plătesc stocul la final de an a fost o bagatelă. Practic, marele nostru început ăla a fost. Acolo am făcut un capital incredibil de mare. Inclusiv numele afacerii are povestea lui, una amuzantă. Numele a fost încropit de Dragoș Pavel în fața ghișeului de la Registrul Comerțului. Îmi pregătisem niște denumiri, dar erau deja luate. Cei de la registru mi-au spus să mă gândesc repede la altceva să-mi pună numele, orice. Nu prea îmi plăcea treaba asta cu numele, dar stând acolo la coadă, am încercat să compun ceva. Eu, Dragoș, soția, Denis, fratele meu, Adrian. D-D-An. Nu suna bine. M-am gândit la soacră mea, Margareta, și am mai pus și un M. Așa a ieșit Dedeman. O vreme mi s-a părut un nume nepotrivit. Umblam cu facturile măzgălite pentru că producătorii cu care lucram îl stâlceau în toate felurile. Mă și gândeam, domnule,
n-am fost în stare să aleg și un nume ca lumea. Peste ani, mi-am dat seama că e un nume potrivit pentru profilul nostru. Sună bine, nemțește așa, își amintea antreprenorul.